Sunt Natalia Echeptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. Galina joacă bine din satul Coșernița, Raionul Florești. Se plânge că soțul ei, Sergiu, alături de care trăiește de 19 ani, riscă să-și vadă viitorul după gratii. El figurează ca o damă într-o piesă de șah. Așa, am impresia că pur și simplu pe dânsul folosesc. Sergiu joacă bine, este acuzat că l-ar fi răpit pe vecinul său, Dumitru Grițcu. Totul s-ar fi întâmplat ziua în amiaza mare, în mijlocul drumului. Sergiu l-ar fi urcat pe Dumitru cu forța în portbagaj, iar după i-ar fi tras o bătaie zdravănă. Eu când am auzit asta, ce pot să mă râd, că eram șocat dacă știem că n-am făcut nici, nici nu pot să vă explic prin cuvinte. Și nu doar Sergiu este învinuit de această crimă. La răpirea lui Dumitru ar mai fi participat încă 3 consăteni. Chipurile l-am bătut toți 4, l-am pus în portbagaj, l-am dus pe deal, acolo iar l-am bătut și l-am lăsat acolo. Galina nu crede că soțul ei ar fi în stare să-și bată joc de un om în asemenea hal. Ea este convinsă că dosarul împotriva lui Sergiu a fost fabricat. Avem impresia că trăim într-un film. Numai în film, iată, am văzut un film, de exemplu, am privit un film, iată, oamenii pe nedrept învinuiți, închiși. În timp ce acuzații încearcă să demonstreze că învinuirile sunt false, presupusa victimă susține că răpirea sa a fost planificată din timp. Și ea paseana când se îmbătau să animau din mine, au zis că nu trebuie și bătut. Cine sunt cei 3 acuzați și ce ar avea împotriva presupuselor victime? Ce mărturii face tânărul care ar fi fost răpit și de ce îi este frică pentru viața lui? De ce Galina joacă bine? Este convinsă că dosarul împotriva soțului său a fost fabricat la comandă, dar și cum va răspunde la poligraf presupusul organizator al răpirii? Vedeți astăzi! Despre răpirea lui Dumitru Grițcu vuiește tot satul Coșernița. O parte dintre săteni îl compătimesc pe tânăr. Alții însă sunt de părere că el ar fi lansat acuzații pe nedrept. Printre aceștia se numără și Galina joacă bine, soția unuia dintre acuzați. Astăzi ea a venit în platoul nostru hotărâtă să-și apere soțul. Galina, te așteptăm! Galina, cum ai aflat că soțul tău riscă ani grei de pușcărie? Pe data de 28... Da, 28 martie, ei au plecat la Raion ca să dea o explicație. Cui și pentru ce? I-au sunat pe telefon, nu i-au anunțat cu anumite citații sau ceva. I-au sunat pe telefon ca să vină să... Cine, procurorii? Da, am înțeles că procurorul i-a anunțat. Ca să vină să depună o explicație pe cazul că chipurile pe 30 octombrie l-au fi bătut și l-au fi răpit pe un consătean, pe Dumitru. Până atunci a fost vorba despre asta? Până atunci, nu știu, da. Să vină sectoristul sau altcineva să vă întrebe. Pe data de 31, soțul era pe câmp la lucru și mi-a sunat și mi-a spus că, uite, iată, suntem chemați la primărie, chipurile că am bătut, iată, ieri pe Dumitru. Și după ce au fost la primărie, acolo au dat o explicație, au mers la el acasă, fiindcă nu știau nimic, nici nu l-au văzut, nu tocmai că să-l fi bătut sau... Au mers la el acasă, după asta n-a urmat nimic, n-au fost, au fost, pare mi se, polițistul de sector și a luat o simplă explicație după ceva timp. Și ce a explicat soțul tău? A spus că nu l-a văzut, nu, în ziua aceea nici nu l-a văzut, nu tocmai că să-l răpească sau să-l bat, să-l lovească. Și cu asta s-a terminat, noi cinstit ne-am liniștit că credeam că s-a dovedit, au văzut că el nu are dreptate, că consăteanul ăsta minte. Și da, asta... potrivit organelor de urmărire penală, ce s-ar fi întâmplat? Adică de ce anume este acuzat soțul tău? Sunt acuzați că l-au bătut și l-au răpit. Este cine? Cine? Soțul meu. Așa? Și încă 3 nepoți. Așa. 4 persoane. L-au răpit cum? Ziua amiaza mare, după cum spune el, la orele 12, mijlocul satului, l-au bătut, l-au pus în portbagajul unui automobil și l-au dus undeva pe câmp. Voi aveți mașină? Nu. Unul din cei 4 băieți care erau acuzați de la început deține un automobil, nu pot să vă spun marca. Aha. Care este? Și anume acel automobil anume, figurează în... Anume acel automobil figura. Acum nu mai figurează. O să ajungem și acolo. Și
că, fiindcă l-au răpit și așa, după cât ni s-a explicat și avocatul, riscă de la 6 ani până la 10 ani. Dar, de fapt, nu știu nimic. Până la 10 ani? Da. Oho. Ce știi despre tânărul care... El s-a plâns poliție, da? Da. Da. Ce știi despre el? Ce pot să vă spun? Este mult mai mic ca mine, dar îl știu fiindcă locuia în copilărie, locuia unul departe, chiar în Mahala. Era o familie cam problematică. Din câte știu, nu lucrează nicăieri oficial, are probleme cu alcoolul, am înțeles că și cu legea are probleme. Ce mai are probleme, are niște dosare penale, dintre care, nu știu, unul sau două sunt duse chiar de acest procuror care nu este procuror pe caz. Acum, din câte știu... Dar nu știi despre ce... Nu pot să spun ceva, era legat cu furtul. Dar anume nu pot să spun... Dar asta ați aflat deja acum, după. Cât da, după. S-au lansat niște acuzații împotriva soțului. Dar până atunci... Nu am avut nimic cu el, nu știam. Nici dar soțul tău, Sergiu? Nu știa. Nu a avut vreun conflict cu băiatul acesta? Anterior a avut ceva cu el. Soțul are doi frați. Băiatul acesta l-a întâlnit într-o seară pe drum și sau la ceva urmat niște altercații și i-a luat telefonul. Dar însăși, Sergiu, a avut vreodată vreun conflict? După sau... asta, după a urmat după ce telefonul, soțul l-a întâlnit odată întâmplător pe drum și a spus să întorci telefonul înapoi. Și asta au avut. Asta ceea ce s-a povestit, Sergiu. Da. I-a dat o palmă? L-a amenințat? La... Nu, i-a dat, atunci el era beat, striga pe drum și soțul i-a dat o palmă și a spus să duci telefonul înapoi. Hai să-l cunoaștem mai bine pe Sergiu, pe soțul tău. Atenție la ecran. Sergiu joacă bine, are 40 de ani. Bărbatul este tată a doi copii de 16 și 13 ani. Galina spune că soțul ei este un bărbat cu minte, care niciodată nu s-a implicat în conflicte. Întreține doi copii, unul cu grad dizabilitate, întreține familia, își caută, nu a avut probleme cu alcoolul sau să fie, Doamne ferește, observat cu furturile prin sat, prin casă, prin... Sergiu este principalul întreținător al familiei. De ani buni, bărbatul se ocupă cu agricultura. El dispune de un tractor și cultivă atât pământurile sale, cât și a oamenilor din sat, care îl achită pentru munca prestată. Ocupația cea mai mare e... Și tractorul, dar cel mai mult lucrează în construcție. Și ce facem noi dacă el nu lucrează nicăieri? De când Sergiu s-a împotmolit în problemele cu legea, fiica sa de 16 ani a început să muncească în calitate de vânzătoare la un magazin alimentar. Asta chiar dacă are o problemă la spate și este contraindicat efortul fizic. Un copil de 16-17 ani încearcă să-i caut avocat tatălui. Vă închipuiți? În curând veți auzi ce detalii tulburătoare mărturisește bărbatul din cauza căruia Sergiu riscă pușcărie. Totodată veți afla cum ar fi scăpat tânărul din mâinile presupușilor răpitori și cum va răspunde Sergiu la detectorul de minciuni. Eu nu știu, aici pare ceva ascuns, pare ceva ce trebuie de adus la careva clarități, pentru că... Fiind un om atât de muncitor cu pământ, cu tractor și să te iei de un alt om din sat, că pur și simplu i-a luat cândva telefonul cumnatului, eu nu cred, aici ceva la mijloc se ascunde. Îmi pare foarte straniu cu tot ce a avut loc, acțiunea dată, deci a avut loc orele 12 în centru satului. Din câte îmi dau eu seama, trebuie să fi fost acolo persoane care pot confirma că s-au avut loc o bătaie sau neînțelegere între ei. Trebuie cineva să fie care să văzut martori pe acest dosar. Sunt martori? Tocmai aici și problema și ne-a fost mirare cea mai mare, că de fapt nimeni nu a văzut. Fiindcă așa ceva nici nu a fost. Toate acuzațiile și ce a urmat, că toți acești trei băieți, unul era plecat peste hotare, au stat închiși 72 de ore, apoi au urmat 60 de zile de arest, doar pe declarația acestui băiat. Nu este nici o persoană care să fi văzut, măcar că erau împreună ziua, sau că au văzut acolo automobil la ora aceea. Dar unde s-ar fi întâmplat presupusă răpire? Presupusă răpire undeva, ca tare se socoate așa, că e în mijlocul satului, la un pod. Așa și podul ăsta unde este? Aveți un pod acolo în sat? Este clar unde s-ar fi întâmplat? Este un pod, o trecere care undeva... Deci nu este chiar centrul satului? Nu. Era acest pod anterior, era construit pentru a face legătura satului cu cimitirul.
Așa, deci presupun, cimitirile aflându-se de obicei undeva la marginea satului, cam presupun așa, că acest pod nu este dar chiar nu în pot... centru da, dar și nu este o zonă nu... cu trafic intens și se putea întâmpla, teoretic vorbind acum, se putea întâmpla o situație în care să nu fi văzut nimeni, să nu fi avut vreun martor acest incident. Se putea întâmpla. Sunt multe case acolo în jur. Dumneavoastră știți cum? Mai bine. Sunt case, sunt terenuri de pământ, dar nu cred că 4 oameni să lovească într-o singură persoană, să nu se aude niciun sunet, chiar dacă e ora 12, chiar 1, lumea e pe afară, oamenii sunt la lucru. În octombrie, oamenii strâng prin grădini, de pe terenuri, chiar nimeni nu a auzit. Spui să mă rog, dar pretinsa parte vătămată față de locul unde spune că a avut loc incidentul dat, trăiește departe sau aproape? Mai departe. Pentru că apare o altă întrebare, adică cred că e absolut logică, dar spun potențialii infractori, să numim așa, dar până vina nu este demonstrată, știau ruta de deplasare a persoanei potențiale părți vătămate în fiecare zi și anume în locul ce l-au așteptat și erau un traseu obișnuit pentru partea vătămată, așa zis. Nici pe aproape de locuința lui. Ea mergea poate pe acolo în fiecare zi, poate zicea undeva la muncă. Cum adică o... Mă interesează planificarea asta a infracțiunii, pentru că infracțiunea în grup, cu mașină, e trebuie și cumva planificată. E trebuie și cumva aranjată așa ca să fii departe de martori, departe de locurile astea unde poți fi observat. Să știi unde să-l prinzi. Da, trebuie să știi. Adică eu întreb, e partea asta vătămată, pretinsă, e destraversat pe acolo, poate drumul spre casă. E departe de locuința lui, cum spune el, cum afirmă, venea de la un băiat, chipurile l-a ajutat să-și repare motocicleta și venea, se întorcea de la cel băiat. Soțul dumneavoastră, de unde știa că el pe acolo anume o să meargă? În timp ce soțul meu se afla pe câmp, lucra terenul la niște persoane. Nu știu cum a ajuns, nu pot să vă spun. Galina, totuși, noi știm că Sergiu este considerat organizatorul acestei răpiri. Pe lângă el, o să revenim și la rolul lui în această presupusă răpire, dar pe lângă el mai sunt încă câte persoane? Încă 3 persoane. Încă 3. Deci de tot 4. Da. Noi știm de 3 acuzați. Te rog să ne povestești despre fiecare dintre ei, dacă îi cunoști, cine sunt ei. De ce acum au rămas doar 3? Este, joacă bine, Serghei, nepotul. Este fiul la fratele care... Deci nu se creeze confuzia. Soțul tău este Sergiu, joacă bine, Sergiu, joacă bine. Nepotul mai este joacă și bine, Serghei, joacă bine. Da. Așa. Este nepotul său chiar. Da. Așa. Este fiul fratelui în cauza cu telefonul. Așa. Și celălalt? Și celălalt este fiul surorii. Al lui Sergiu. Al lui Sergiu. Deci ambii sunt nepoții soțului tău. Da. Cel de-al patrulea. Cel de-al patrulea, Buzdugan, este un nepot al unui verișor. Este fiul la un verișor. O rudă. Da. Anume, el a fost scos de sub învinuire. Da. Știi și de ce? După prima confruntare, care au avut-o la inspectoratul de poliție de la Raion, Dumitru a început să spună că nu-l mai cunoaște pe cel cu automobilul. Din start spunea că i-a văzut pe toți 4, că îi cunoaște bine, fiindcă sunt consăteni. După asta spune că nu l-a văzut, că... precis cuvânt în cuvânt ce a spus el, nu pot să vă spun, dar stătea la volan și nu a observat cine. Parcă era el, dar parcă nu el. Și spune că îmi pare rău că nu el era, nu l-am cunoscut. Aha. Dar inițial se credea că anume cel cu automobil. Nicolae Buzdugan ar fi fost la volanul mașinii și era mașina lui. După care și-aș schimbat declarațiile. Și nu mai că ar mai fi cineva, dar doar că nu ține minte cine. Da? Cam așa sună. O să-l întrebăm pe Dumitru despre asta. Până la urmă, au fost singurele dovezi privind nevinovăția celui de-al patrulea, acest Nicolae Buzdugan. Nu pot să spun. Cred că da, nu știu. Așa. Nu sunt. Colegii mei au discutat cu Nicolae Buzdugan, cel de-al patrulea bărbat reținut în dosarul răpirii lui Dumitru Grițcu, care a fost ulterior eliberat. El ne-a povestit că nu se mai află în vizorul oamenilor legii, întrucât expertiza a arătat că el nu se afla la Coșernița în momentul săvârșirii crimei. Acest lucru l-ar fi demonstrat localizarea telefonului său mobil în acel timp.
Domnul Dumitru nu ne-a spus că l-ar fi urcat cineva în mașina dumneavoastră. Dar nu era posibil, dacă eram în zoașe, eram soroca. În genul noi mă aflam în localitate. Cum crezi, din ce motive Dumitru a scris plângere pe dumneavoastră și încă pe alți trei bărbați, așa brusc? Eu tot l-am întrebat și el tot nu poate ieși. Dumneavoastră nu mai sunteți cercetat penal? Nu sunt clar de suferit, telefon și nu mă aflam loc. Sunt sigură că au mai fost încă și alte indicii, alte dovezi, alte circumstanțe care au confirmat faptul că el în momentul acela se afla în Soroca, dar nu el era acolo și nu putea să participe. Deci doar telefonul doar mobil ar fi puțin. Da, e foarte puțin și nu este deloc impunător. Deci e o probă care poate fi pusă sub semnul întrebării. Telefonul poate să fie lăsat intenționat în altă localitate. Iar ceea ce a spus mai devreme Galina, că Dumitru și-a schimbat puțin depozițiile, presupusa victimă și-a schimbat puțin declarațiile, da? Că la început l-ar fi văzut, după care nu mai este sigur. Și aceasta dă foarte multe semne de întrebare în genere, ce s-a petrecut și ce a avut loc în ziua aceea. Deoarece dacă și-a schimbat partea vătămată, Dumitru și-a schimbat declarațiile, deci el indică deja la alte persoane. Au rămas doar trei. Și dacă el a adus organul de urmărire penală în eroare prin faptul că a confirmat că a fost și persoana aceasta implicată în așa zisul conflict, atunci sunt semne de întrebare. Cât de corect sau cât de adevărat spune el și relatează într-adevăr ce a fost, dacă a avut loc infracțiunea dată sau în genere... Da, a avut loc sau nu a avut loc? Iată, Galina pune la îndoială faptul că acest dosar ar fi unul, hai să zicem, pe fapte reale, da? Și tu zici că el a fost intentat doar în baza declarațiilor acestui lui băiat. Dumitru, da? Și de aici apar mari semne de întrebare pentru tine, da? Eu știu precis, știu clar că asta nu e adevărat, de aceea că știu că soțul a fost în câmp, a revenit țara acasă, eu eram acasă. După asta... Dar tu crezi că el putea să nu revină după ce l-ar fi răpit și bătut pe băiatul ăsta? După cum afirmă Dumitru, soțul meu era în stare de ebrietate. În acel timp erau oameni pe câmp, căror le lucra terenul. Soțul era cu tractorul la volan. Cum putea să lucreze, să fie cu tractorul și în stare de ebrietate? I-am mai văzut noi și tractoriști amețiți la volan. Așa, dar în intervalul acela de timp care îl indică el, soțul meu era cu oameni pe câmp. Deci soțul dumneavoastră avea alibi. În același timp el nu putea să se afle două locuri și să comită infracțiunea și în același timp să fie pe câmp cu persoane. Ar fi trebuit să aibă un alibi, dar ceea ce știm noi la momentul actual, totuși, da? Că pentru Sergiu, soțul tău, lucrurile stau cel mai grav. Da. El este considerat nu doar răpitor, nu doar agresor, ci și organizatorul acestei crime. Da. De ce? Dacă aveți voi vreo explicație? Sau cum vi se explică asta la procuratură? Nu pot să vă spun. Prima întrebare, după ce revenit acasă, stam și pur și simplu vorbeam, discutam, la noi a fost o perioadă mai grea, clar că e ca bărbați, nu, a urmat două săptămâni de insomnie, după ce a revenit acasă, și noi stam și discutam. De ce, cine și pentru ce? Și așa și n-am ajuns la un răspuns. Doamne, dar eu am o întrebare. Martorii cei care au fost pe câmp cu soțul dumneavoastră, eu înțeleg, organul de urmărire penală nu prea are interesul să lucreze pe partea prezumției nevinovăției. Tot timpul lucrează în direcția fix stabilit care interesează. Dar voi ați făcut o cerere unde să indicați, uitați-vă, sunt martorii X, Y, Z. Rugăm să fie audiați în cadrul cauzei penale pentru a stabili unde s-a aflat soțul meu în acea perioadă de timp, în acea zi și cu cine? Ați făcut așa o solicitare către organul de urmărire penală? Tot și-a urmat, martorii au fost audiați, da. Deci toți oamenii cei de pe câmp au fost audiați și au mărturisit că l-au văzut pe câmp, da, erau împreună. La mine apare altă întrebare. Partea vătămată își schimbă declarațiile. Pentru asta se prevede răspundere penală. Partea vătămată și schimb declarații. Ce partea vătămată declarații le face sub jurământ. Adică a învinut o persoană într-o infracțiune deosebit de gravă, asta e unul, își schimbă declarațiile în cadrul urmăririi penale și nu știu de ce părții vătămate îți dă credibilitate în continuare. El putea să fie bătut, el poate putea, dar numai nu de noi.
chestia asta nu era corect să se treacă. Petrița și s-a întâmplat, Petrița, și unul el s-a dus. Eu i-am spus că băietul ei trebuie dus la psihușcă mai scurt. Eu și nu știu cum să mai crez. Ziua mare, după cum spune el, la orele 12, în mijlocul satului, l-au bătut, l-au pus în portbagajul unui automobil și l-au dus undeva pe câmp. Este cine? Cine? Soțul meu. Așa? Și încă trei nepoți. În ziua aceea nici nu l-a văzut, nu numai că să-l răpească sau să-l bat, să-l lovească. Anterior a avut ceva cu el, atunci el era beat, striga pe drum și soțul i-a dat o palmă și a spus du-ți să duci telefonul înapoi. Trebuie să fi fost acolo persoane care pot confirma că a fost sau a avut loc o bătaie sau neînțelegere între ei. De fapt, nimeni nu a văzut. Fiindcă așa ceva nici nu a fost. Pentru Sergiu, soțul tău, lucrurile stau cel mai grav. Da. El este considerat nu doar răpitor, nu doar agresor, ci și organizatorul acestei crime. Da. Partea vătămată își schimbă declarațiile. Pentru asta se prevede răspundere penală. Noi stăm și discutam. De ce, cine și pentru ce? În această seară discutăm despre Dumitru Grițcu din satul Coșernița. Trei consăteni l-ar fi răpit în toiul zilei, iar ulterior l-ar fi bătut cu cruzime. Sergiu Joacă Bine este acuzat că ar fi organizat această infracțiune. Soția sa ne-a declarat aici, în platou, că el nu putea să facă așa ceva. În scurt timp, vom auzi cu ce argumente se apără Sergiu, dar și ce spun martorii care l-ar fi văzut pe Dumitru în ziua când el ar fi fost răpit. Iar acum, să le întâmpinăm pe mamele celorlalți doi învinuiți de această crimă. Ele povestesc că au aflat detalii care ar putea să demascheze presupusa victimă. Ludmila, Nina, vă așteptăm în platou. Bună seara, doamnelor. Bună seara, vă rog să luați loc. Vă rog frumos, le-ați spus colegilor mei că ați aflat ceva ce ar putea schimba lucrurile în acest dosar și l-ar putea demasca sau denunța pe presupusa victimă. Dumitru. Ce anume ați aflat? Puteți să ne spuneți și nouă? M-am aflat pentru că Dumitru e un băiat așa cum îl știm noi. Dar cum îl știți? E un băiat care nu chiar bun. De ce? Păi așa, el nu prea lucrează, nu prea... Niciodată în conflict noi n-am avut nici cu dânsul, nici cu mama lui. Îndeopște n-am avut noi nimic. Așa, și atunci de ce îl considerați un băiat rău? Și asta credem noi că nici Dumitru ar fi implicat în... El poate e impus de cineva, noi credem. Ați vorbit cu părinții lui Dumitru? Cu mama lui Dumitru am vorbit eu. Așa? La și telefon. Ce ați aflat de la ea? Eu am sunat-o și am întrebat-o. Tu, fiind ca mamă, el ți-a spus ce s-a întâmplat. Și ei mi-au spus că ei se întorce de la Chișinău acasă, spre drum, de unde Dumitru a luat și a sunat-o. Și i-a spus că e bătut, cred că nu atunci pe dată, a spus de cine e bătut. Deci nu i-a spus, dar de ce? Și a ascuns de mama lui sau că nu știa? Poate că s-a așteptat să ajungă acasă, la care eu i-am spus, dar păi tu fiind la Pișinău, el până sunt o și e puteți și să moară. Deci el deodată nu a chemat ambulanța, pe dată acolo. De ce te aștepta pe tine ca să vii cu atâta timp ca să suni tu? Și ei mi-au spus, eu am ajuns acasă, după, ei erau undeva la Razvilca Soroci, când au sunat. El de acum era, spunem, bătut și întors la acei femei, care era o gradă femei și undeva spre spune că ora 5, el de-am era acolo. Și eu ajuns acasă, și s-a dus acolo. Când s-a dus acolo, l-a văzut într-adevăr că era bătut. Și a sunat la 112. După aceea, a spus că a trecut timpul ea chiar mult până și a venit ambulanța. La care au venit și doi colaboratori de poliție. Și a închetat-o. El atunci a spus că când fiul meu l-ar fi bătut și cu... El a spus asta din start? Da, da. Ei așa mi-a spus.
Eu atunci i-am spus, dar până eu de un pas de loc, de ce tu nu m-ai chemat, să vedem cum. Și asta. Este adevărat că Dumitru i-a zis, iar fi zis mamei sale, că el nu ține minte sau nu știe cine l-ar fi bătut. Asta ce v-a zis mama lui? Asta a fost dimineață, când după și eu s-au dus băieții la dânsul acasă și au întrebat, măi, Dima, băieții voștri? Asta a doua zi, după ce i-au luat. Și eu după ce i-au luat cine? Ca să înțelegeți, asta a fost pe 31. Când au fost solicitați la primărie de un polițist, atunci Sergiu și cu soțul meu, dacă nu știau nimic, nu erau vinoveți, au propus colaboratorului de poliție, spune, haideți să mergem acasă la el să-l întrebăm, fiindcă noi nu l-am văzut. Și atunci au fost la el acasă. Din punct de vedere legal, chestia asta nu era corect să petreacă sub nicio formă. Și polițistul nu... Este o încălcare care s-a petrecut și mai grav este că a participat și polițist, pentru că el trebuia să preîntâmpine eventualul contact între presupusa victimă și presupușii agresori. Nu se admite așa ceva, cu atât mai mult când acțiuni de urmărire penală sau acțiuni în cadrul unui proces penal nu au fost făcute, nu au fost luate declarații și aici ei spun față în față. Iată, din punct de vedere a codului de procedură penală, este așa acțiuni, se numește confruntare. Când părțile se pun față în față pentru a elimina cele, să spunem, divergențe dintre declarații. Dar asta se face în cabinetul organului urmăririi penală. Acolo unde presupusa victimă se simte în siguranță, da? Da, și la o anumită etapă. Asta nu se face așa cum a făcut. Chiar nu este corect. Doamna Lubină, eu totuși vreau să vă întreb. Dumneavoastră ați venit astăzi aici și doamna Nina la fel, să vă apărați feciorii. De ce credeți că feciorii dumneavoastră nu puteau să facă așa ceva? Doamna Natalia, în primul rând eu vreau să spun că eu niciodată nu merg. Eu eram ochi în ochi cu băietul acasă. Asta pe mine cel mai tare mă presează. Pentru că să iei un copil din fața la mamă și la tată și să leagă coșul în dosar, asta nu ne-o pot ierta. Doar noi tot ziua am stat împreună, eu cu Sergiu în acasă. Ziua aceea o țineți minte ziua foarte aceea, clar? Ziua aceea o țin minte și niciodată nu o s-o pot uita. Pentru că noi lucram. Băietul avea un obiect, după cum... Ziua în care a venit poliția la voi? Sau ziua în care, ziua în care s-ar fi întâmplat pe data de 30, cum e acuzat. Noi, băietul avea de lucru acolo în mahală. Chiar să zicem, aș spune că o gradă aproape. Ne desparte numai așa un gard. Și s-a început ziua de lucru. Ziua de lucru s-a început, mă rog, băiețul a băut ceai, s-a dus la lucru, eu mâncarea la abed le facem și îi vedem, e ca așa, îi vedem. Tot se vede din o gradă în o gradă. Deci vreți să ne spuneți că ei nu au ieșit din curte? Ei n-au ieșit. Până seara ei n-au ieșit din curte. Uh-huh. Doamna Nina, dar dumneavoastră, ce spuneți? Eu cum? El la mine a venit, l-a întors înapoi din Polonia, că el era pornit la cei hea băietul meu. Și l-a întors înapoi joi, a venit la mine, că... Asta nu era în sună, că a să vin Serioja la mata pe două zile, că se întoarce înapoi până să-i fac contract. Și el a venit la mine că să nu poată duci copiii la grădiniță, să nu șadă în carantină, că și-a dus. În ziua ce? Asta a fost pe 30, când s-a întâmplat. Așa. 30, da. Și el a venit la mine, joi, vineri, când s-a întâmplat, când, ca când pe 30 octombrie, el s-a dus înapoi la Ghindești. Eu venit și l-a luat, că el trăiește la Ghindești, nu trăiește în Coșăriță. Și l-a dus seara înainte de a aduși copiii la grădiniță. Și s-a dus la lumea ei, la Serioja ei. Și te-am așa la dânși acolo mai vorbit, eu știu, de la dânși și s-a dus cu ei la fratele meu, la soțul lui Galin. Și o venit seara acasă, așa pe la lumea. Și dumneavoastră credeți că el nu putea în acest și timp nu putut, să... Dacă nu putut să fac el treaba asta, nu putut să fac. Asta dar feciorul dumneavoastră este singurul din cei trei care nu este arestat. Da, el e pe știhotare, mă, de atâta nu-i arestat. A fost acasă, îl arestat. Deci el dacă revine înapoi în țară, el este imediat arestat. Da. Dar când a plecat? Imediat după săvârșirea... Da, după 31 octombrie. El pe 30 s-a întâmplat, pe 31 el s-a dus. Dar așa era planificat? Așa era, da. Eu gătit contract și l-a sunat și noi ne ducem. Doamna Luzmila, ne-ați mărturisit că ultima discuție pe care ați avut-o cu rudele lui Dumitru, presupusa victimă, s-a încheiat cu anumite consecințe neplăcute. Eu aș spune că eu am vorbit frumos cu mama lui.
n-am vorbit așa să o agresez sau... Am spus că poate să găsăm o ieșire de situație. Poate, eu știu, dacă băietul tău, mă rog, poate să trecem ceva, un medic, să-l vadă un medic, poate el, dacă el, cum poate să spună așa miciuni? Închipuiți-vă, dacă el nu a făcut nimeni și el poate să nene așa de om. Și ce s-a întâmplat? Și undeva el m-a acuzat că eu i-am spus că băietul ei trebuie dus la... la... psihoșcă mai scurt. Și cu asta s-a întâmplat. Dar de ce a zis așa? Eu nu știu de ce. Aș s-o cotit că eu, că când vreau să-i... Noi am vrut să-l vadă. Dar dumneavoastră chiar asta a zis? Nu, eu am vorbit, poate, poate dacă tu ca mamă, tu știi copilul mai bine, hai să-l vedem, poate un medic, poate el într-adevăr nu cunoaște. Ia că ce am vrut eu să văd. Deci ați făcut o aluzie că el ce? Că el poate nu cunoscut, poate el într-adevăr a fost bătut de cineva. Dacă deoarece a fost chemat 112, să înseamnă că undeva ceva a avut el. Păi el a avut traumatisme, nu? Da, el da. El a ajuns da, la medici da. Și cu de niște traumatisme. Zis, și poate, atunci... poate nu cunoscut, poate cineva l-a bătut care... Mă rog. Așa? Și mama lui, că undeva s-a supărat, m-a... un dosar, că eu, că când am ceva, am vorbit rău cu dânsa. Dar eu tare frumos am vorbit cu dânsa. A, ea merge la poliție, nu? În declarația... S-a dus la poliție. Se vede că o scris, dacă e scris în dosar, că... Ce, ce este scris acolo? Că eu vreau să-i duc băietul, că când la... să-l controlez, că nu-i bun. Haideți să vedem ce spun apropiații lui Dumitru Grițcu despre... ce i s-ar fi întâmplat băiatul. Atenție! Petru Grițcu, tatăl lui Dumitru, povestește că se afla în câmp la păscut vitele când feciorul său l-a sunat și i-a cerut ajutorul. Bărbatul zice că Dumitru i-a explicat cu greu că i s-a întâmplat o nenorocire. Eu eram cu vașile și el m-a sunat că se... m-a sunat că se... că l-a bătut. Da? Cu catul întreagă, m-a sunat la liu, dar cum să le pe vașile? De ce se bat? Dar să-l iau, să-l temere. Petru spune că nu a putut să-i vină în ajutor feciorului său pentru că nu avea cum să lase cireada cu vite pe deal. Bărbatul povestește că Dumitru a ajuns cu dificultate în sat în mai mult de 2 ore. Plângea și-l duresc chinare, mergea în 2 ore. Din cauza durerilor chinuitoare, Dumitru nu a putut să ajungă acasă de unul singur. El s-a oprit la o bătrână în centrul satului. Acolo s-a apropiat mama tânărului, care a chemat ambulanța. Mă doare schinare, tatăl, am avut o leac direct eu și deși am despunem și să facem proiecție. Dar am venit măsăr și mă s-a sunat pe ambulanță și eu am dat o injecție. Abia după ce medicii de pe urgență i-au acordat primul ajutor, Dumitru s-a îndreptat spre casă. A pornit o mașină aici și l-a luat și l-a dus la mama acasă, la Luba acolo. Cât despre agresorii care ar fi cauzat traumele, apropiații presupusei victime nu ne-au putut da niciun nume. Ei susțin că e clar că cineva l-a maltratat pe Dumitru, doar că nu se știe cine anume și-ar fi bătut joc de el. Nu știu eu când am văzut, l-o bătut, nu știu. În timpul de față. Nu m-ai bătut, oamenii ăștia vopșa nu sunt agresivi, nu să fac ei probleme, dar atunci... El zici că ei l-a bătut. Când am auzit, i-a dat la poliție, deci și pentru ce ne-a spus și gata. În scurt timp vom afla din ce motiv cei 3 agresori l-ar fi răpit în toiul zilei de pe o stradă din Coșernița pe Dumitru Grițcu. Și cât adevăr va spune, la detectorul de minciuni, Sergiu joacă bine, cel care ar fi pus la cale crima. Știți, orice părinte își apără copilul, mai ales când el se află în așa o suferință, după atâtea traume, dar atâta timp cât copilul respectiv, bărbatul respectiv, el își schimbă de pozițiile, este clar că se prefigurează interpelarea care a făcut-o doamna, să se constate dacă omul într-adevăr nu este rupt de realitate sau dacă în spatele acestei scene de răpire nu se află un plan bine pus la punct și urmează a fi descifrat, pur și simplu. Spuneți să vă rog, câmpul unde lucra soțul față de loc unde s-a petrecut incidentul, e departe? Aproximativ. Cu mașina, cam cât timp ai ajunge? Cu mașina nu pot să vă spun, undeva sunt 2 km. 2 km, nu, cu mașina ajunge într-o minută. Hai să zicem așa, da? Știți, aici, eu îmi dau seama că vă materialele dosarului nu le-ați văzut, că e la faza de urmărire penală și acces nu are să luați materialele. Dar aici este un moment, eu nu știu, eu pot doar să-l presupun. Odată ce o persoană a fost scoasă în baza telefonului,
există probabilitatea că cele trei au fost stabilite că se aflau împreună în momentul acela când s-au ridicat locațiile. Înseamnă că este probabilitatea că toți acești trei care au rămas sub urmărire se aflau cumva împreună sau în apropiere imediată unul față de celălalt. Că eu nu cred că într-un caz s-a ridicat locația telefonului și într-un caz a fost lăsată. Dacă a fost lăsată și nu s-au stabilit la toți unde se aflau telefoanele lor, este grav. De ce pe unul îl favorizează și pe ceilalți nu, dar dacă s-au ridicat și cumva s-au stabilit că ceilalți trei erau împreună și unul era cu tot un alt raion sau un alt oraș sau un alt sat, deja este altă parte a întrebării. Dar eu vreau să întreb eroinele noastre. Voi ce credeți despre ce au zis rudele lui Dumitru? Puteau să mintă? Nu vă spun că el putea să fie bătut, el poate putea, dar numai nu de noi. În această seară discutăm despre Sergiu Joacă Bine din satul Coșernița, raionul Sorești. El este învinuit că împreună cu doi nepoți de-ai săi l-ar fi răpit și maltratat pe un consătean, Dumitru Grițcu, de 26 de ani. Rudele acuzaților sunt convinse că dosarul este cusut cu ață albă. Nici apropiații presupusei victime nu spun clar pe cine îl văd vinovat de cele întâmplate. În scurt timp vom vedea ce declară Dumitru despre ziua în care ar fi fost băgat cu forța în portbagajul mașinii, iar apoi bătut nemilos. Iar acum a venit momentul să aflați cu ce argumente se apără unul dintre învinuiți. Serghei Joacă Bine, nepotul presupusului organizator al crimei, a venit în platoul nostru. Să-l întâmpinăm. Am auzit aici și pe mama ta și pe celelalte rude, dar vreau să ne povestești tu ce ți-aduce aminte din ziua în care ar fi fost răpit Dumitru. Eu în ziua și am stat acasă la părinți și am lucrat la o vecină alături. Chiar alături? Da. Pentru că mama ta afirmă aici că practic toată ziua ai fost în ochii ei, ai lucrat. Ce ai făcut acolo la vecină? Faci reparații pe ogradă și am pus niște cheatră pe jos. Și nu ai plecat nicăieri? Nu. Așa pe o oră, două? Până seara n-ai ieșit. Dar pe ceilalți doi ai văzut? Pe verișorul tău și pe... Da, verișorul vine la ora jumătate, la patru, la patru la mine. La tine? Da. Da? Ce să facă? El vine să de pe hotare și a trecut să mai discutăm, să mai... De mult nu fusese acasă. Da, unchiul tău, ți-aduce aminte? Unchiul noi seara ne-am dus la unchiul. Seara? La ora 7 undeva. Voi stați departe unul de altul? Nu, 10 minute am mers. Pe jos? Da. Și, deci tu afirm că n-ai putut să fii în ziua respectivă pe, nu știu, un care pod, da? Nu, așa nu, am nu. Înțeles. Nu. Să-l răpești, să-l bați pe Dumitru. Nu. Bine, și atunci cum se face că ești acuzat de răpire? Cum crezi tu? Eu și nu știu cum să mai crez. Nu știu, ori l-a pus cineva, ne-a văzut împreună atunci, că vine vărul la noi, ori ne-a văzut la unchi seara, ne-a auzit cumva, dar nici idei n-am cum am ajuns eu în tata. Într-o zi, un om care ziceți că nu vă cunoașteți, ai avut vreun conflict cu el, poate? Eu personal niciodată n-am avut în Dar vă cunoașteți, măcar așa, vizual? Din sat, oamenii știu unul cu altul. Bine. Știi ce pedeapsăriști? De la 6 la 10 ani. De la 6 la 10 ani. Colegii mei au discutat cu vecinii voștri. Hai să vedem împreună dacă ei confirmă acest fapt. Atenție, Leica. El a intrat în probleme degeaba. Degeaba, că el a lucrat aici, toată ziua a lucrat. Toată ziua. E că a așezat pe aici, clece de astea. Eu nu știu cum se cheamă așa. A cărat năsip, ciment, apă. Nu e chiar așa de ușor să faci un lucru. Și la urmă să te năpăstuiască. Asta e năpast fetelor, nu-i drept nică, nu-i drept. Și nu-i om bețâb, nu-i om împuțit și tare sociabil și tare de ajutor. În ziua respectivă, 30 octombrie vorbim, măcar te-ai întâlnit cu Dumitru? Nu, nu, nu. În alte circumstanțe? Nu l-am văzut de prea. Nu l-ai văzut? Dar când l-ai văzut? După asta, eu nu mai țin minte data exactă, după asta l-am văzut, când noi știem de... Deci chiar a doua zi după ce s-ar fi întâmplat, da. La voi a venit poliția, da?
Nu ne-am dus la voi poliție. Voi v-ați dus la poliție? Ai mai fost la poliție? Nu. Ai mai avut de-a face cu... Nu. Nu? Nu ai antecedente? Nu? Nu. Totuși vreau să înțeleg, în ce relații ești cu Dumitru? Ai avut ceva? N-am avut absolut nimic, nici. Dar uite că noi, de fapt, colegii mei au aflat că totuși familia ta a avut un conflict cu Dumitru. Eu n-am avut, tata și avata a avut, e cu un telefon, de un părțănuș. Poți să ne povestești despre ce este vorba? Eu puțin știu despre asta, tot am aflat ceva, eu tatăl luat un tău telefon. A fi avut un conflict. Tu știai despre acest conflict? Încoace am auzit și eu. Încoace? Da. Adică după ce au fost lansate acuzații împotriva ta, tu ai aflat despre conflict? Da. Așa. Hai să aflăm ce s-ar fi întâmplat între tatăl tău și tânărul care, uite, te acuză acum de răpire și de agresiune. Tudor Jacobine a venit în studioul nostru, să-l salutăm. Domnule Tudor, bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara. Eu vă rog dumneavoastră să ne povestiți. Ați avut un conflict cu Dumitru, care acum, iată, îl acuză pe feciorul dumneavoastră de răpire și de agresiune. Am luat telefonul din mână, m-a lovit și-a fugit. Seamănă să fie totuși o răfuială? Nu se exclude și peltură de la o pâță. Așa. Un ghem atât de complicat. Noi nu putem să-l dezlegăm. M-a luat pe trist, m-a bag în mașină, în bagajnic. M-a pus papi groapa, nu m-a uitat în față. Dar așa, schenare și poate mă bătiu. Eu sunt sigură că el este implicat și în alte conflicte. Ai acceptat să treci testul la poligraf? Da. Ai planificat răpirea lui Dumitru Grițcu?